Salutare tuturor și bine ați venit, eu sunt David, iar în acest clip o să vorbim despre un rotopercutor cu acumulator de la Total, modelul TRHLI1601 și bineînțeles că o să facem și câteva teste. După cum puteți să-l observați, este un rotopercutor de dimensiuni foarte, foarte mici, se poate utiliza foarte bine și cu o singură mână, dezvoltă până la 900 de rotații pe minut, 5100 de percuții pe minut și se recomandă utilizarea lui pentru zidărie, metal și lemn. În zidărie poate să găurească cu un diametru maxim de 16 mm, în metal 10 mm, iar în lemn cu un diametru maxim de 20 de mm. În setul de livrare alături de rotopercutor o să primiți, bineînțeles, rotopercutorul, 3 burghie pentru beton cu coadă SDS de 6, 8 și 10 mm și un manual de utilizare. Rotopercutorul funcționează cu acumulatorii de 20V de la Total. Am adus unul aici pentru exemplu, funcționează cu toți acumulatorii de 20V din această gamă. În testele pe care le-am făcut, am folosit un acumulator de 20V și 2A/h. În partea din față avem mandrina SDS, burghiul se introduce și se eliberează în momentul în care noi apăsăm pe acest manșon. În partea stângă, selectorul pentru cele două funcții pe care le are acest rotopercutor, funcție de găurire simplă și găurire cu percuție. După cum puteți observa, se acționează destul de ușor. Mânerul este unul îmbrăcat în silicon pentru a avea un confort mai bun. Butonul este dotat cu variator, turațiile se duc de la 0 până la maxim 900 de rotații pe minut și bineînțeles selectorul de sens poziționat chiar deasupra butonului de acționare are și o poziție de blocare pe mijloc, astfel în momentul în care transportăm într-o geantă cu scule rotopercutorul să nu se acționeze automat. Acumulatorul se introduce chiar aici în partea de jos, iar în momentul în care acumulatorul este introdus, el este perfect echilibrat și îl putem așeza pe o suprafață dreaptă. În partea din față, chiar aici sub mandrină, o să-l pornesc puțin acum, puteți observa că este dotat și cu un LED pentru iluminarea zonei de lucru. În continuare, vă las să urmăriți testele pe care le-am făcut pentru acest rotopercutor. Mai multe informații și specificații tehnice despre produs o să găsiți în descrierea produsului de pe site, dar bineînțeles și în manualul de utilizare al produsului. Eu sunt David și până data viitoare vă salut!